Consiliul Județean Suceava a aprobat în ședința de joi, 29 iunie, sumele medii care vor sta la baza calculării arendei, dar și a impozitului pe venitul agricol. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite de deliberativul județean ca urmare a propunerilor Direcției pentru Agricultură. Prețurile medii ale produselor agricole pentru anul 2023, propuse de Direcția Agricolă Județeană Suceava și vizate de aleși județeni, au fost prezentate de președintele Gheorghe Flutur. După cum știți, anul trecut am aprobat în decembrie pentru anul 2023 prețuri de referință. Aceste prețuri sunt repere pentru stabilirea arendei. E foarte important. Direcția de Agricultură ne înștiințează că prețurile medii au scăzut. Dacă tot discutăm în această perioadă de scăderea și doar Dumnezeu să se întâmple asta prețurilor la alimente de bază, văd că la produse agricole au scăzut prețurile și atunci venim cu câteva modificări. La grâu de la 1,4 la 0,85, la orz de la 1,7 cât stabilisem noi la 0,80, porumb boabe de la 1,4 la 0,85, la cartofi de la 2,0 la 1,5, la varză de la 1,7 la 1, la porumb masă verde de la 0,35 la 0,15. Și atunci propunem actualizarea acestor prețuri de referință care sunt furnizate de Direcția pentru Agricultura Județului Suceava.